O nouă ediție incendiară Casa Iubirii a avut loc vineri, 24 mai, la canal de Iată cum a decurs întâlnirea dintre Rob și Virginia. Virginia și Robi au avut parte de o întâlnire de neuitat la mare. Astfel, telespectatorii emisiunii Casa Iubirii au avut parte de o ediție de-a dreptul incendiară vineri, 24 mai, iată cum a decurs dateul celor doi concurenți. Virginia și Robi date incendiar pe litoral, vineri, Rob și Virginia s-au bucurat de al doilea date din Casa Iubirii, de data aceasta la mare. Cei doi concurenți se plac și doresc să-și mai dea o șansă. Tinerii vor să se cunoască mai bine, chiar dacă prima cunoaștere nu a avut succes, după greșelile pe care le-a făcut de-a lungul emisiunii în relația cu Virginia. Rob este hotărât să o recucerească pe tânără și să lupte pentru inima ei. I-am pregătit Virginiei mai multe surprize. Am făcut niște greșeli în trecut, și misiunea mea e de a recuceri inima Virginiei, a declarat Robi. Drumul spre litoral a fost plin de veselie, dar și presărat cu clipe romantice. Cei doi au ascultat muzică, au cântat și s-au apropiat mai mult unul de celălalt. Cu toate acestea, Rob este un pic dezamăgit de Virginia, pentru că aceasta nu mai are încredere în el, tânărul nu înțelege de ce bruneta are dubii față de el, având în vedere că i-a iertat greșelile. Astfel, concurenta îi mărturisește că se așteaptă să calce strâmb în orice moment. Mi-ar plăcea să fie așa cum spui tu, dar mă aștept și la faptul că nu o să reușești. Nu garantez că o să fim împreună și mă aștept ca la un moment dat să greșești, a mărturisit Virginia. Pe litoral, Rob și Virginia s-au bucurat de momente unice și romantice. Fiind doar ei doi, cei doi concurenți au avut parte de o cazare romantică, așa cum a mărturisit Rob, însă, spre nefericirea concurentului, Bruneta a decis să doarmă separați, pentru că nu formează un cuplu. O să dormim separați, pentru că nu suntem împreună. Nu este nici momentul și e mai bine așa să o luăm de la zero.